foarte tare este cea a educației. Pentru că încă de la Revoluția franceză încoace s-a considerat că singura formă de liberare a oamenilor de sub tirania sărăciei și a opresiunii de către alții este educația, este cunoașterea, este acel foc prometeic care a fost mult zeilor, da? Așa cum spune legenda lui Prometeu, și a fost dăruit oamenilor, iar cineva plătește și astăzi pentru această flacără a cunoașterii care a fost menținută nestinsă. Cunoașterea este o formă de evoluție și în lipsa cunoașterii umanitatea și persoanele în general stagnează. Așa că cunoașterea trebuie să fie principalul deziderat al omului, modern sau vechi, și ea nu trebuie să se oprească niciodată. Nu trebuie să se oprească odată cu școala, odată cu facultatea, odată cu alte forme de studiu. Viața în sine este o formă de cunoaștere, este o metodă de pregătire continuă prin diversele teste, diversele situații pe care le întâlnim. Și de asta ideea de cunoaștere este una valoroasă și ar trebui să fie dezbătută cât mai amplu de către cei care sunt preocupați de îmbunătățirea stării de lucruri în țară sau pentru ei înșiși. Cheia bunăstării, cheia prosperității este cunoașterea. Țineți minte cazul Finlandei. Finlanda, o țară sălbatică, lipsită de prea mari resurse, în afară de petrol și pește, nu prea au altceva. O țară insulară cu mii de insule, situată într-o atmosferă aspră, rece, și care a reușit să devină ca și Suedia, ca și Danemarca, ca și Norvegia, prin educație, ceea ce se numesc țările nordice cele mai bogate și cu nivelul de trai cel mai înalt pe care îl putem găsi pe această planetă, mai înalt decât Canada. Și totul a fost realizat prin educație. În momentul în care au început să investească masiv în educație, în momentul acela lucrurile s-au schimbat, viziunea oamenilor asupra vieții s-a schimbat și automat și posibilitățile lor s-au schimbat. Educația conferă libertate, libertatea a unor alegeri mult mai ample decât atunci când nu cunoști nimic. Când nu cunoști nimic, când ești exact ca un animal care este pur și simplu reactiv, reflexiv, care face doar lucrurile pe care le întâlnește în drumul său, da? În acel moment nu poți să spui că ai foarte multe alegeri. Însă pe măsură ce orizontul cunoașterii tale se dezvoltă de la un punct de vedere, care e doar un punct, la o paletă mult mai largă de posibilități, în momentul acela apare cu adevărat libertatea, pentru că este o libertate de alegere. Evident că trebuie să existe și niște baze, niște fundamente ale cunoașterii. Trebuie să existe posibilități, da? Condiții pentru ca acea cunoaștere să se dezvolte. Una dintre condiții și cea mai importantă este bunăstarea. Bunăstarea societății investită în direcția cunoașterii. La noi școlile nu au nici WC-uri, n-au apă curentă, n-au material didactic, nu mai spun. Peste tot s-a furat pe ideea de las că asta mai este încă o afacere, cu tablete, cu telefoane, cu proiectoare, cu materiale didactice, cu zugrăveli prost făcute, cu tavane care au căzut peste copii. Da? Un dezastru. De ce? Pentru că cei care au fost factori decizionali nu au înțeles cu adevărat miza acestui domeniu al dezvoltării educației, al învățământului. Dacă educația și învățământul ar fi fost în mod corect înțelese de către niște oameni de bună credință, patrioți, care își iubesc această nație,
generațiile care vin ar fi de o mai mare calitate umană, ar fi mai morale, mai înclinate spre studiu, spre muncă, spre propria dezvoltare. Însă dacă tu scoți de pe băncile școlii pseudo-infractori, animale, pe două picioare, analfabeti funcționali, repetenți pe linie, care își încep viața, intrarea în viață cu repetenția, cu abandonul școlar. Da? Dacă tu nu oferi minime condiții pentru învățământ, cum vrei ca omul respectiv să reușească mai departe în viață dacă startul lui a fost ratat? Pentru că despre asta e vorba, despre un start ratat. Și aici este buba, aici este cheia întregii probleme a dezvoltării societății. Inclusiv la nivel politic, să știți că clasa politică n-a putut fi schimbată până când o mișcare naționalistă nu a început să investească în tineri. Dau exemplu Ungariei. Puțin știu că mișcarea Fidesz, cea care cucerește alegerile în Ungaria de aproape 10 ani, da, al lui Victor Orban, era o mișcare ONG-istă, susținută de câțiva oameni care aveau foarte mulți bani și care au avut această viziune naționalistă asupra educației. Acești oameni au început să investească în tabere pentru copii gratuite, în dezvoltare din aceasta de tip privat, adică în suportul anumitor școli, în suportul comunităților pentru dezvoltarea copiilor, iar acei copii au primit o educație naționalistă, patriotică, exact în sensul opus celei pe care îl propovăduiește noua ordine mondială și Uniunea Europeană. Și acești oameni ce au făcut? Au devenit votanții de mâine, pentru că acest proces a început în jurul anilor 2000. Da? E, iată că în 2020 deja o generație, o altă generație a ajuns la putere în Ungaria. Acei copii au devenit votanți. Acei votanți au știut, au avut acea direcție pentru că au cunoscut-o din copilărie. Dacă înțelegem această cauzalitate, înțelegem unde trebuie să acționăm pentru a schimba România, pentru a schimba lumea, în zona educației. Este exact zona pe care unii vor să o distrugă cu desăvârșire, prin programe în care, bă, îi interesează dacă lumea se fute în cur, atâta. Și dacă folosesc prezervativul, ca să nu se mulțească proștii de la futut în cur. Ambasadele țărilor astora șmechere care vor să țină România într-o stare de sclavie modernă, da? De rezervor de organe, nu știu de ce vor să, în niciun caz de rezervor de inteligență, finanțează, ce finanțează în România? Ambasada Suediei și Norvegiei. Finanțează programele LGTB. Eu nu spun că e rău, că poate sunt și niște copii care au aceste inclinații și care se simt cumva marginalizați și au nevoie de această egalitate de șansă, da? În viață. Dar hai să privim la majoritatea copiilor, nu la excepții, ci să privim la cei care sunt regula în această poveste. Da? Pentru ei, cine oferă, cine dăruiește? Acum eu vă spun, noi suntem câțiva, nu foarte mulți în România, o clasă de mijloc, de oameni care au strâns suficient pentru ei și pentru copiilor, prin muncă cinstită, prin eforturi. Și care se gândesc la viitorul acestei țări. Oameni care și-au zis, băi, e cazul să facem ceva. Ce putem face? Majoritatea, neînțelegând această cauzalitate, acest mecanism, și-au zis, lasă că o să câștigăm alegerile și o să facem. Și-au investit bani și energie în partide politice, în luptă electorală. Însă acolo n-ai cum să te bați cu acest sistem securist care a pus mâna, a acaparat resursele, pozițiile cheie din statul român, funcții publice, ei sunt cei care controlează mijloacele de vot, STS-ul. N-ai cum să-i bați pe propriul lor teren, la propriul lor joc. Au modificat legile electorale astfel încât să nu poată pătrunde noi veniți, praguri electorale, număr de semnături, tot felul de aberații, care sunt antidemocratice, clar.
ăștia controlează Curtea Constituțională, ăștia controlează justiția. Cum să te bați cu ei? Singura zonă în care cu adevărat poți să muncești și să lucrezi, pentru că nu te oprește nimeni, este această zonă a organizațiilor non-guvernamentale, în care tu poți, nimeni nu te oprește să vii, să cumperi caiete, să faci proiecte, să faci tabere pentru copii, să crești o generație altfel decât și-o doresc ăștia. Ăștia își doresc, ăștia știți care sunt, da? Curcubeii și toți neomarxiștii care vin peste noi, ăștia finanțează doar lubrifianții, da? Cu care să ne fută mai bine la căpșuni și la cureți de sparanghel stăpânii europeni. Ăștia nu favorizează și ăștia nu cultivă inteligența, antreprenoriatul, libera inițiativă, capacitatea tinerilor de a se maturiza frumos pe niște baze din acestea de învățământ. Nu, ei cultivă exact zona aceea care înclină către perversitate, către anormalitate. Să văd și eu un proiect elvețian, austriac, ăștia care ne iau banii, ne suc de toate. Da? Că unde se duc banii boierilor care fură din România? În Elveția. Unde se duce lemnul și petrolul nostru? În Austria. Hai bă, veniți și voi cu un proiect aici în România, în care să pur și simplu să oferiți tinerilor o șansă, să dați o finanțare pentru dezvoltarea științei, a unui laborator de chimie, a unui laborator de fizică, a unor cursuri de antreprenoriat. Da? Învățați copiii bazele unei afaceri, cum să-și facă un plan de afaceri. Cum să... Da? Pentru că în Anglia, de exemplu, la 16 ani copiii sunt independenți, încep deja să intre în viață. La noi îi ținem până la 24 de ani cu facultăți fictive, doar pentru faptul că nu știm ce direcție să le dăm, iar ei nu știu încotro să o apuce, nu au această direcție. La noi, capitolul educație vocațională în școli, în licee, este zero. Nu vine nimeni din nicio branșă, din nicio meserie să le explice cu ce se ocupă, cu ce se mănâncă meseria aia, cu ce se mănâncă meseria aia altă. Copiii pleacă autiști din școală, din școala românească.